Aerotaxiul românesc MR2 se pregătește pentru primul său zbor. Noul tip de avion cu 5 locuri va fi dat în curând în folosință prin tarom diferitelor instituții pentru zboruri în interiorul țării. Sighișoara. Nu departe de bătrâna cetate, în satul Albești, a căzut pe câmpul de luptă acum 107 ani poetul revoluționar Petőfi Sándor. O comisie mixtă româno-maghiară a început cercetările pentru descoperirea gropii comune în care a fost înmormântat. Presupunerile cercetătorilor sunt confirmate de mărturiile țăranilor care păstrează din părinți amănunte despre soarta trupului lui Petőfi. Fântâna Ișpanului, lângă care se spune că ar fi fost găsit străpuns de lance. Primele săpături au început.